Da? Canal de porumbei doar. Tu mănânci porumbei? Nu. O să nu mâncat niciodată. N-am mâncat niciodată. Hei, na. Pe cuvânt? Ei, ar fi culmea, dacă îi plac porumbei. Păi dacă tot crești 100... Păi n-am de ce, n-am de să-i mănânc. Eu am voiajori, îi duc în curs, îi duc în Germania, duc în Praga. Are sufletul acolo. Este de curs, eu îi duc acolo și pot fi acasă. Așa, doar de curiozitate, câștigi mai mult din fotbal sau din porumbei? Din porumbei nu câștigi. Dar poți să câștigi. E pasiune. Sunt oameni care sunt milionari. Păi știu eu, la mine e pasiune. Gândește, eu sunt aici la București și porumbei mi-s la media și grijă am părinții de... Care-i cel mai scump porumbel din lume? 355.000, cred că sunt. De eu. Cred. Am vândut acum un băiat de la Oradea la un chinez. Dar foarte scump. Nu mai știu exact. Adică e mai scump decât Darius? Nu, că el a fost cel mai... 600. Acolo. Dar tu cât ai fost? Dar eu zic că... 150. Aaaa, e el e un porumbel mai mare. Porumbelul. El e un porumbel mai mare, știi, spre vulturi. E mai mic, e în creștere. Ce ar trebui să fac cu un porumbel de 150.000 de euro? Să aibă rezultate bune, clasări bune la etapele de zbor. Să vină, să prefacă norme, să intre în expoziția pe țară. Cam atât. Când o să vinzi și tu un porumbel, hai nu cât masă sau comand, dar... Când o să vin și tu porumbel așa la un preț decent? La 40 de ani, când mă las de fotbal și o să stau acasă cu ei, să văd de ei, eu să-i pregătesc. Ce mănâncă porumbei ăștia? Mâncare la sac, pregătită pentru ei. Păi, grâu, porumb, ce conține? Ors, orzaică, in, mei. Orzaică, mă. De tot. Și de băut? Apă, plată. Le mai dă și tuică, că le dă și vitamine de alea. Eu zic că bagă și neinjectat. Injectează un pic, Care e distanța maximă pe care a parcurs un porumbel de-a tău și s-a întors înapoi? 1050 de km la Berlin. Aerian, linie dreaptă, așa se calculează la ei. Și s-a întors înapoi? Și cum ți-ai dat seama că a ajuns la Berlin? Avem asociații. Tu îi duci gen la asociația ta, îi bagă în mașină și acolo le dă drumul. Nu-i... Și merge mașina asociației. Au GPS de aia, nu? Pe picior, da. Au GPS pe picior. Au GPS pe picior și văd tot timpul unde ies. S-a întâmplat o dată să pui realmente un mesaj pe un porumbel? Da. Să-l duci, să-l... Bun, lipesc gen porumbel și nu s-a nimeni și intre la mine. Lipesc numărul meu de telefon pe inelul lui, de pe picior și mergi la... Profitor acasă și până ajungea îi deslipea de pe net și mă suna. Și sau poate să se ducă la alt crescător și el îi deslipea și zicea nu-i nici al meu porumbel. Se întâmplă. Care e obosit, așa, suprește la unul, la altul, că nu mai reziste să meargă până acasă. Întrebare. Iei un porumbel cu tine acum în cantonament, până în Spania, da? Și dacă îi dai tu nu vine singur acasă? Nu cred. Depinde și crămeni și noi. Trebuie să fie antrenat pe ruta aceea. Noi încep exact ca la noi la pregătire, încep cu 10 minute, după aia 30, după aia 40, după aia sprinturi. Exact și la porumbei, încep cu 50 de km, 100, 150, nu poți să le iei direct acum din porumbar, să-l duci direct în Spania, să pierde. A, deci nu are un GPS, nu are un Waze, te duce, pune media și se duce... Nu. Dai de la Uber. Eu am crezut că ei au un GPS în cap pe care îl folosesc. Păi au un GPS al lor, dar la întoarcere, numai nu așa dus. Adică să-l duci în mașină. Dar nu așa, și trebuie să fii pregătit pentru o etapă așa grea la kilometri. Nu poți să-l bagi direct, s-a antrenat 100 de kilometri și tu-l bagi la 1000. E clar că nu-ți mai bine. Da, subscribe canalul lui Betanu.